este alertă maximă în Europa. Anunțul cumplit venit. Se amplifică tensiunile în Europa. Turcia lansează acuzații dure la adresa țării vecine, Grecia. Mai exact, oficialii turci acuză Atena de acțiune ostilă împotriva avioanelor sale. Un nou conflict militar riscă să izbucnească după ultimele acuzații venite din partea Turciei. Surse din Ministerul Turc al Apărării susțin că avioanele sale care se aflau în misiune în Marea Ege și în estul Mării Mediterane au fost vizate de sistemul de apărare aeriană să 300 al Greciei. În acest sens, Turcia acuză Grecia de o acțiune ostilă, potrivit AFP. Sursa citată mai precizează și că avioanele F-16 turce care se aflau în recunoaștere au suferit un blocaj. Sistemul de apărare aeriană grec desfășurat în Creta a blocat marți avioane F-16 turce aflate în misiune de recunoaștere la 3000 de metri vest de insula Rodos, au declarat surse din Ministerul Turc al Apărării, care au subliniat faptul că acest lucru nu este conform angajamentelor NATO, mai arată AFP. Ankara spune că Atena încalcă regulile angajamentului NATO. Acest lucru echivalează cu acte ostile conform regulilor angajamentului NATO, spun sursele citate. În același timp, oficialii turci au mai transmis că avioanele au reușit totuși să-și ducă la bun sfârșit misiunile pe care le aveau în zona respectivă, mai arată AFP. Avioanele cu reacție turce și au îndeprimit totuși misiunile prevăzute și s-au întors la bază în securitate, au precizat sursele citate. Menționăm faptul că nu este prima oară când Turcia lansează acuzații la adresa Greciei. În ultimele luni, tensiunile s-au tot amplificat. Ankara s-a plâns constant de faptul că acțiunile Greciei sunt unele provocatoare și nu fac altceva decât să afecteze eforturile de pace dintre cele două țări.